Acum vă invităm pe dumneavoastră, cei care fie că împărtășiți un gând, un sentiment, o emoție, sau dacă aveți vreo întrebare asupra a văzut actual Sergiu Grosu, ca de altfel și alți mărturisitori. Vă rugăm. Cu 50 de abonamente din 4.000 de raporturi. Deci, între 4.000 de creștini intelectuali cum se raporta Sergiu Grosu, probabil în Paris, sau în Franța, sau într-o comunitate, au mers poate toată Franța în zil, raportul 50 de abonamente din 4.000 de creștini intelectuali, cam acolo sunt și eu. Prin mine, că nu din mine vorbesc, aceștia suntem noi. Deci ăsta e raportul și astăzi, ca să știți. Și spunea și Părintele Paulescu, problemele sunt oarecum altele, dar noi avem acum puțin abuziv neomarxism, LGBT neomarxism, ele sunt cam la fel, dar Sergiu Grosu ne dovedește că lupta între spirit și materie, el de mai multe ori repetă în film, să ducem o luptă spirituală, pentru că nu mergea ca anticomunistă. Acum, dacă limităm numai la cea anticomunistă, comunismul a căzut, să spun. Dar lupta spirituală rămâne și are noi forme. Iar cine vrea să repete experiența lui Sergiu Grosu, o putem face aici. Noi acum ne simțim ca într-un exil. În propria comunitate și ortodoxă și creștină în general. Am început cu sfârșitul ce vreau să vă spun, că un minut mi-am început acum. Pentru mine, Sergiu Grosu a... ca ziarist, a fost un mesaj de șoc catacomb și la un moment dat am dat titlul unei reviste, l-am rășit, cum se spune, care nici măcar n-a fost pentru mine, mai există probabil doar pe internet, dar cu câțiva ani a mers, Catacombele Ortodoxiei. Am forțat eu puțin nota. Din anii 1998-2000. Și tot inspirat, deci atât de tare m-a impresionat deci el a spus jurnal Ducate, poate mă corectați, doamna Marlena, portarul Sacheval a început jurnal Ducatacom sau... Nu, Catacom. Catacom, dacă a și spus Sergiu Grosu, deși jurnal. Mm. Titlul este Șoc. Catacombele Ortodoxiei. Acum, noi, dacă am editat, de exemplu, să spunem, tot o revistă pentru societatea românească, așa cum a șocat acest titlu, contează foarte mult, știți că vorbim de brand, de logo, cuvinte cheie, secolul 21 suntem, cum am face, luând spiritul mare luptător anticomunist și creștin în Sergiu Grosu? Îl găsim. Îl găsim, raportul e același de la Dezvăluit, este 50 la 4.000. Deci dacă concret acum faceți dumneavoastră ceva serios, oricine, dar de gen spiritual, adică nu neapărat o revistă de domeniu profesional, religios, spiritual, ortodox, raport pe de 50 la 4.000. Adică te bazezi pe 50 de abonamente. Și atunci vedem că, și cu asta închei, ce ne-a transmis de acolo, spiritele mari, sufletele mari, cum spunea despre, deși și tata, cum spunea despre soția dumnealui, sunt într-un procent destul de mic și ca o distribuție statistică, să spunem așa, pentru cine știe statistică, gen clopotul Gauss, știți că la capăt avem 3%, cum privești societatea, distribuția, sunt tarații,
oamenii handicapați, infractorii din naștere, să spunem, din zonă de teorie, dar și 3% sunt geniile. După asta mai vin procente pe globul Gauss de 10%, cei care sunt foarte decăzuți, moral, biologic, și 10% savanții. Și după aia se strânge clopotul Gauss pe mijloc, 30 față de axă cu 30 față de axă la 100 vorbim, în care suntem cei noi normali și poate și mediocri, să spunem, pe undeva. Și normali. Ei, dacă am face un clopot al lui Gauss de distribuție de genul acesta, cu cele două fenomene și fapte constatate și științific oarecum, și de Sergiu Grosu, se repetă, în Franța de acolo, și toată Franța în mediul pro-comunist, și exilul românesc de acolo, 50 la 4.000 ca procent, ne trezim că și noi aici suntem 10, să spunem, din 2.000 invitați, sau din 2.000 care au văzut afișele. Și asta vreau să vă spun, că mie, să plecați de acasă, acasă în seara asta și cu acest gând, că suntem sarea Pământului, noi creștini și ortodoși, speță, în cazul de față, să nu ne întristăm foarte tare că suntem într-o minoritate. N-am spus eu simtarea, poate Părintele chiar v-a jucat să faceți într-o propoziție de unde vine exact cu sarea Pământului și citatul dacă e biblic sau așa, că mie îmi scapă. Eu spun din cultura mea generală teologică. Și în același timp să fim ca niște soldați pe câmpul de luptă, tot timpul cu gândul că mâine poate începe un nou front și noi suntem cei 2%. Cei 2%, adică ăia 50, cei 50 din ăia 4.000. Sau 500 din 40.000. Sau 5 milioane, ca să ducem raportul, din 400 de milioane, să spunem. Și acum finalul. Să vă gândiți foarte serios la ce vă spun. Este o analiză pe care am făcut-o. Încă n-am produs acest text ca jurnalist, dar o dau ca subiect, că poate să o ia oricine înainte, că aici nu mai e vorba de concurență. Ce înseamnă această distribuție și sarea Pământului la o națiune mică, la o comunitate mică și la una mare, ca procente, dar și în numărul exact, 5% elită în orice domeniu, nu mă refer ca elită, acum, Doamne Ferește, o să spuneți că am vorbit ca un sfânt și asta, ca elită socială, profesională, chiar și o elită mistică, cum a fost în închisori, nu erau mistici în închisori. 5% în România, fiind noi 15 milioane, grosomor, să spunem, mai cu emigrați, la negru, la alb, cum sunt ei, cât înseamnă 5% în 15 milioane? Poate să spunem 30.000. Nu? Fac așa. Nu te contează. Poate că e 30.000. 5% la națiunea americană, mă refer la națiuni creștine, așa mă duc în China, unde sunt 300 de milioane, 5% înseamnă deja un milion. Nu? Un milion numai. 15 milioane. 15 milioane. Și spui, Doamne, dar ce? Ce forță au? Păi, trebuie să și ne raportăm 5% din ce comunitate. Și atunci, ca să ne liniștim totuși, cum spunea și Sergiu Grosu, până la urmă că suntem 5% dintr-o comunitate mică total dezavantajată, fiindcă 5% dintr-o populație mare înseamnă enorm, numai o chetă dacă facem și în România răspundem, să spunem, dați un leu pentru că nu sunt dolar sau un euro acum, avem 15.000. În America avem pe loc 15 milioane. De la prima strigare. Pentru o elită, în milostenie, să spunem, în ghilimele de rigoare. Dar noi plecăm de aici cu gândul, asta trebuie să ne gândim foarte serios ce înseamnă statistica și ce înseamnă sarea Pământului. Pentru mine, Sergiu Grosu, văzând filmul, eu așa am văzut fotografii sporadică la televiziune, probabil tot din materialele care ați avut și dumneavoastră sau altele documentare, am citit Calvarul Românii Creștine și cea cu psihopolitica, și de acolo agentul psihopolitic, foarte bine definit, pe care îl vedem în toate continentele și în toate regimurile. Asta zic, să plecăm acasă cu gândul și cu mulțumirea sufletească. Suntem sarea Pământului, putem merge și pe apela figurat deocamdată pentru noi,
să reține un singur lucru, ce a făcut și Sergiu Grosu. Acțiune. Acțiune. Fără acțiune, pe mine m-a copleșit și spunea și părintului Pomănescu, cât a putut acest om să facă, să scrie, să alerge, să publice, să și în exil, și în România. Acțiune, acțiune. Și probabil, dacă îți înmulțezi Dumnezeu talanții și la energie și forță, să spunem, la vitalitate. Pentru că așa că mi-a spus o revistă, am scris un articol, m-am culcat, mai la o conferință. Deci este ceva fenomenal și asta e un mesaj al doilea. Că trebuie să mulțim talanții și în forța de a acționa. Am văzut cu câtă, ca un general de armată, cu câtă strategie. Marxism, spunea, comunism, socialism, de stânga, pro-comuniști. Era exact ca o armată spirituală și cu reviste, cu edituri. Noi acum avem alte arme, alte instrumente, sau suntem forțați și implici ca să folosim alte instrumente. Vă mulțumesc tare mult că ați organizat pentru Sergiu Grosu, probabil nu de uitare, de distanțare acum de fenomen. Și concluzia mea este că secolul 21 este atât de diferit de secolul 20. Problemele spirituale, religioase și teologice, nu mai spun, dar nu mă percep aici, sunt atât de complicate, atât de multe și atât de deosebite față de ce a trăit omenirea până acum, încât va trebui să repetăm povestea lui Sergiu Grosu și tot așa ca într-o armată să luăm ce putem lua de la exilul românesc, francez să spunem, de la cei care au fost în America, pe etape, pe ani și să valorificăm din fiecare această personalitate și experiență, fiindcă secolul 21 este uluitor. Ce ne așteaptă? Ce ne așteaptă? Vă mulțumesc foarte mult. Sper să reeditați din ceea ce dumneavoastră stăpâniți, cunoașteți foarte bine, că e și ușor de organizat, așa dacă mi-ați dat mie sarcele părintele să spună fă o conferință despre Sergiu Grosu, aș fi făcut-o. Dar mie, de exemplu, pot să vin la un moment dat să, dacă ar fi să fie, dar nu o pricep, pentru personalități pe care le-am cunoscut și aș dori ca să avem Marlena Rotarul 1, 2, 3, 4, 5, chiar acum, pentru că toți stăm, dar fiecare am cunoscut un domeniu, am excelat într-un domeniu, ați avut o experiență, o arhivă, cum am și eu. România stă. În 30 de ani, acum, să vedeți ce va fi pe 22 decembrie, câte lamentări și câte lacrimi. Vai, 30 de ani! Vă las cu bine. Mulțumim mult! Da, vă rog. Am avut o discuție cu Sergiu Grosu după ce am făcut filmul. Și am regretat foarte mult că în momentul în care am făcut filmul, nu, discuția n-a mers în direcția asta, n-am atacat și problema asta. Sergiu Grosu a spus că ei au făcut această luptă împotriva comunismului, care interzicea credința, care a închis preoți, care au omorât. Deci, în primul rând, a fost o luptă pentru credință, dar a fost o luptă anticomunistă. Pentru că aceste lucruri și îi mulțumesc dânsului pentru această precizie și pare pe mine care nu sunt un om al statisticii și asta m-a cam aburit așa puțin cu, dar sunt convinsă că sunt date reale, dar în ceea ce privește credința, și Sergiu Grosu era de acord că așa cum e, mântuirea e individuală, nu e colectivă. Deci nu cu armele electorale. Nu sunt aceleași arme. Fiecare, trezirea și trăirea lui Iisus în fiecare. Nu poți să faci aici, să dai o lege de mâine, toată lumea vine la biserică. Nu, dacă o să fie așa ceva, nu va fi nicio credință. Când vine omul care a trăit lucrurile acelea, care a suferit o închisoare sau cine știe, cum spunea și Nicol Valeri Grosu. Sigur că e o chemare la credință și trebuie să avem și asta. Dar și Sergiu Grosu credea și eu, din câte așa, cu puțina cunoaștere pe care am avut-o și cu oamenii care mi-au ieșit în cale și Pan Vizirescu e altul, e modul în care individual îl trăim pe Iisus. Ei așa l-au trăit.
a fost un cuplu, nu poți vorbi de Sergiu Grosu fără Nicol Valeri Grosu și invers. Dar situația lor a fost una specială atunci, într-un moment de criză, nu și acum. Și atunci era o criză morală, dar determinată în primul rând de existența comunismului în momentul ăla, în alte părți ale lumii, probabil de alte evenimente și alte manifestări. Acum este altul motiv, dar este. Este o criză morală puternică și cu foarte multe răspândiri. Deci asta vreau să spun, că mi s-a părut toate aceste instrumente pe care le-ați enumerat, că țin mai mult de ceea ce se cheamă această propagandă electorală, ori nu credința să poate fi făcut așa și... Eu m-am încadrat strict ziaristic, m-am identificat pe profesia, pentru că n-am făcut, ați zis că m-am limitat. Păi și ziaristic, dacă sunteți creștini, sunteți creștini întâi și... Profesor, asta vă mulțumesc. Vă rugăm, domnul profesor Milan Bogdan, domnul doctor. Trebuie să stau în partea cealaltă, stau cu spatele celor care... Dacă e... Ați să microfon? Că nu pot să vorbesc suficient. Foarte impresionant ce mi-a arătat secretarul și... Eu mărturisesc că nu auzisem de Sergiu. Am văzut că în data ați făcut acest film în 2003, deci atunci este... Dar desigur că filmul dumneavoastră nu te lasă indiferent, nu te lasă calm, așezat. Și pentru mine, sigur că a răscolit niște lucruri personale pe care le reproduc. Eu am descoperit mărturia închisorii când eram foarte tânăr. Aveam 22-23 de ani, eram student la medicină și evident că eram un tânăr, eram într-un grup de studenți, că eram cu o anumită efervescență intelectuală și ne mișcam, ne întâlneam. Eu eram singurul medicinist între filologi. Dar sigur că în momentul în care deveneai foarte activ intelectual și cultural, începeai să cazi sub incidența unei... discrete supravegheri. La început era discretă, după aceea devenea din ce în ce mai conștientă și ipso facto această supraveghere te atenționa. Trebuie să fii atent. Și atunci lucrurile de acest gen trăiesc unul dintre cele mai rele simțăminte lăuntrice. Teamă. De fapt, tot sistemul comunist s-a bazat pe înfricoșarea oamenilor, pe supunerea oamenilor la teroare. O teroare care era orchestrată prin gulaguri, diverse gulaguri. A fost un gulag sovietic, rusesc, a fost un gulag românesc, un gulag vietnamez, chinez. Nu este comunism fără gulag. Și asta distruge, trupește pe oameni. Dar, dincolo de distrucția trupească, care e un fenomen, eu ca medic îl știu foarte bine cum e să se distrugă un trup. Dar dincolo de distrucția trupească, desigur că pândea distrucția lăuntrică. Pândea anihilarea lăuntrică. Asta este, de fapt, până la urmă, probabil cel mai mare blestem pe care l-a putut crea această satanie, care este comunismul, care este ateismul, conceptualizat și dezvoltat la nivel de sistem, la nivel de lume. Și atunci, cei care care au fost contributivi la vindecarea mea de teamă, au fost oameni care ieșiseră din închisoare în anii 70. Eu am avut de face cu cei din grupul Noica. Cel mai important interlocutor meu a fost doctorul Sergiu Al George, poate că ați auzit de el. Era orelist, dar era un mare cărturar. Un mare cărturar. În altă zonă culturală, el moștenise în 1945 Biblioteca de Orientalistică a lui Iar. Învățase sanscrită, învățase tibetană, a tradus texte originale, din original, l-a comentat minunat, a făcut un minunat eseu despre mistica din opera lui Brâncuș. Deci era un om absolut. Dar ceea ce ne-a dăruit mie și unor colegi a fost faptul că ne-a povestit cum era la Poarta Albă, unde îi puneau să muncească. Și dacă munceau, le dădeau 1500 de calorii de mâncare pe zi. Dacă nu munceau, le dădeau 700 de calorii. Dar el explica că
munca aceea de 3500 de calorii astfel, că de fapt era o capcană, fiindcă îi extermina, literalmente. Deci au refuzat să muncească și dimineața pe priciul acela de scânduri își trăgea pătura aceea nenorocită, găurită și mizerabilă peste cap și după aceea se ruga și își rememora, își reactualiza tot ce putea să structureze din memoria lui culturală lucrurile pe care le și împărtășea. Mai erau vreo 2-3 cu care putea comunica. Și mi-a spus o chestie care pentru mine a avut o valoare, a fost un exorcism. Mi-a spus, după vreo 3-4 luni de zile mă simțeam fericit. Deci este o mărturie, poate el n-a avut parte de harismele pe care l-au avut alții. Adică întâlnirea cu lumina necreată, întâlnirea cu Hristos, întâlnirea cu Dumnezeu. E un lucru care nu se dă, nu toată lumea l-are. Și atunci fiecare, sigur că îl restituie ceea ce i s-a dăruit, fiindcă o aventură între om și Dumnezeu și Hristos și o aventură de iubire. El ne iubește absolut, iar noi iubim cât putem. Și atunci, prin asta, ajungem la anumite lucruri. El ne-a dăruit exorcizarea fricii. Am spus, de vreme ce omul ăsta putea infernul de la Poarta Albă și de acolo să spună că omul ăsta era fericit, înseamnă că nu ți se poate întâmpla nimic în viață. Singurul lucru care se poate întâmpla este să-ți pierzi sufletul. În rest, locul închisorii, în experiența mea, sunt medic, locul închisorii e luat de boală. Te poți lovi de o boală care să îți pună sub semnul întrebării existența și să te chinuiască. Și sunt chinuri de boală pe care dumneavoastră, dacă nu sunteți medici, nici nu le puteți imagina. Vă asigur. Și atunci, tot ce am văzut și tot ce aș mărturisesc la rândul meu, fiindcă până la urmă suntem într-o lume a mărturisim. Ne mărturisim unii altora și de fapt ne mărturisim lui Hristos. Și îl mărturisim pe Hristos. În contextul ăsta, de fapt, sensul suferinței este real și poate fi convertit în valoare. Poate fi convertit în eliberare. Dacă treci dincolo de plângerea de milă, de obicei ne plângem nouă de milă, dacă trecem de nivelul ăsta așa narcisist, atunci cu siguranță că avem o șansă să ne apropiem mai mult de el. Deci l-am cunoscut și pe Nicu Ștaica, l-am cunoscut pe Alecu Palologu, l-am cunoscut pe oamenii care fuseseră împreună în același grup. Și ăștia fuseseră băgați în pușcărie, fiindcă diseminaseră o carte a lui Mircea Eliade, Istoria de religie și Aspediu Mitter, două cărți care apăruseră. Și atunci vă dat seama pentru ce lucruri absurde, adică la ce nivel ajunsese de fapt teroarea, care viza tocmai să nu ai niciun fel de curaj să te informezi și mai cu seamă să nu comunici. Teroarea este un fenomen care tinde să-i închide pe oameni în celule de temniță sau în celule imaginare, în celule personale, să ne lipsească de posibilitatea proiecție, iubire. Iubire este proiectie, iubire este jertfă. Și atunci iubirea întotdeauna face cât o persoană. Dumnezeu e persoană, omul e persoană. Asta este sensul iubirii. Ne-ați impresionat, doamna Daru, cu acest interviu. Și eu l-am în 99, când am ajuns la Paris, am ajuns într-o bursă. Din păcate, după 3 luni, 2 luni jumate, 3 luni, în februarie 92, avea să moară Vintilă Horia. Și nu vă ascund că dorisem foarte mult să-l întâlnesc, fiindcă noi eram și rude printr-o alianță. În 4 aprilie. În aprilie am uite, atunci, deci, mai târziu, știam de fetele lui, de familia de acolo. Și atunci, toți oamenii ăștia au fost, de fapt, oamenii care au fost mărturisitorii mai români, sigur mai frumoase. N-a fost o Românie niciodată perfectă. Dar sigur că a fost o Românie frumoasă și că România continuă să fie frumoasă. România e a sufletelor, e
asta, iubirii, o mine țară extraordinară, numai că trebuie să o găsești, nu se lasă așa ușor. Să te împlin de ispite, să te împlin de îndoieli, de chinuiește îndoială. Ei, trebuie să iubim una ca mai mult. Mulțumim! M-a adus aminte o întâlnire cu un om care, tot medic, doctorul Constantin Trifan, cred că ați auzit de el, l-ați cunoscut. Nu l-am cunoscut. Era din Statele Unite, a venit în România în 95, a venit la Unite, exact în momentul în care eu aveam, lansam caseta mea cu primele interviuri cu regele Mihai. L-am cunoscut acolo și a scos o carte aici, din păcate, cei cu care a scos-o a fost și uneori grava asta a mărturisirii și nu are un stil prea corect, așa, mă rog. Dar discutând cu el, mi-a povestit un lucru extraordinar, că este și în cartea lui. Era la canal, apartat. Și el, cel care era șeful, comandantul, nu știu cum se chema, era unul din cei mai duri oameni. Îi bătea, dacă stăteau să respire. Se numea Albon. Da, nu știu. Nu, comandantul lagărului. N-am reținut numele, nu știu. Un ticălos era. Da, un ticălos era, dar acest ticălos locuia niște, erau niște locuințe provizorii în care erau cei care îi supravegheau, care erau așa. Și avea un copil care a făcut o criză de apendice, trebuia operat. Și omul ăsta, zbirul ăsta, trăia frica să nu moară copilul. Iar în momentul în care, povestea doctorul Trifan, când am văzut frica lui, eu m-am vindecat de frică. Fiindcă eu știam că îl salvez și cu cuțitul de bucătărie și apă fierbinte și cu toată... L-a operat pe masa din bucătărie și i-a salvat copilul. Și deținutul l-a îmbrățișat pe tatăl care tremura acolo, da, o să trăiască, dar e bine, dar nu știu ce, nu știu cu ce l-a mai cusut. Și a spus da, zice, o să trăiască și uite, eu mă rog pentru tine, te iubesc, suntem creștini amândoi, nu trebuie să ne facem unul altuia rău. Uite, îți mulțumesc pentru și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat experiența asta, că eu m-am vindecat de frică. O să-mi faci orice, că nu mai mi-e frică, i-a spus. Deci vă dați seama ce, la nivelul ăla, care orice privire era... Și cum a reacționat bestia? Bestia s-a mai îmblânzit, nu-l mai bătea chiar atât de tare, dar zice că trebuia să contabilizeze acolo, că îi mai dădea câte una așa. Dar la o vreme distanță i-a spus, uite, copilul meu e bine, te mai rogi pentru mine? Deci l-a preocupat lucrul ăsta. Da, nu e de... E, ceva s-a schimbat. Ceva s-a schimbat în bestia asta. Dar eu știu ce ne vă spun. Mi-a povestit-o absolut... Când el a spus, zice, frica lui, frica torționarului m-a vindecat. Eu am avut posibilitatea să-mi fac meseria, să salvez o viață. Mă rog, poate că nu era chiar așa de... Așa. Și m-am eliberat. E ceva care nu cred că în povestit sau explicat, asta nu m-a trăit, poate fi, nu mai percepția e... Nu? Un exorcism. Da. Îl rog pe domnul Nicolae Iurașcu, îl rog, și rudă chiar cu Noica, nu? Familia Noica mai toată... Da, domnul profesor mi-a dat ocazia, vorbind de... Constantin Noica, să spun câteva cuvinte, dar aș fi vrut în primul rând să spun în legătură cu filmul pe care l-am urmărit, ce m-a impresionat în mod deosebit la acest om este că mirean fiind, sigur cu o cultură umanistă foarte vastă, și cu experiența de închisoare și a suferințelor care au urmat, mesajul pe care îl transmite în acest film
este echivalent pentru mine cu o predică a unui preot în altar, la terminarea unei slujbe. E urât cuvântul, dar nu găsesc alt termen, aproape ca un agent electoral în favoarea creștinismului. Omul ăsta vorbește cu o naturalețe și doamna Rotaru nu l-a strâns niciun moment cu întrebări și i-a dat de fiecare dată întreaga posibilitate să-și manifeste în mod plenar toată aria preocupărilor și a gândurilor. E o chemare pe care ar trebui să fie ca o lozincă de transmis mai departe generațiilor care nu l-au cunoscut, dar care numai măcar prin film acum au apucat să afle de dânsul, pentru cât de importantă este credința, indiferent la ce vârstă se realizează și cât de adâncă este, și care constituie în ultima instanță motorul existenței noastre și prin noi a celor din jurul nostru. Aș avea o întrebare punctuală, probabil că ați menționat-o, dar n-am reținut-o. Cum a reușit totuși să capete aprobarea plecării, am înțeles, în 69 în Franța? Asta ar fi o întrebare. Dar fiindcă ca majoritatea dintre dumneavoastră am avut numeroase relații cu intelectualitatea franceză sau cu românii stabiliți în Franța, este o minune, și eu zic că mâna lui Dumnezeu a fost mult mai puternică decât brațul securității, că doi oameni care, trecând în experiența carcerală, și-au unit eforturile în a fi atât de prezenți și de activi în a manifesta și a pune în lumină adevărata față a ceea ce se întâmplă dincolo de cortina de fier, acești oameni au scăpat de efectele nefaste, mergând până la crimă. Avem fiecare exemple cunoscute de oameni care au fost lichidați în cele mai diverse maniere pentru atitudinea pe care au avut-o odată ajuns acolo. Domnul profesor a vorbit de Constantin Noica. Eu sunt un nepot al dânsului. Mama a fost vară primară cu dânsul și pot să spun că în numeroase rânduri, când venea la noi acasă sau ne întâlneam în familie, niciodată nu a adus vorba de experiența lui de închisoare. Și el, ca și mulți alții, a avut o demnitate a suferinței pe care n-au dorit să o transmită celor apropiați. Acești oameni au fost superiori și din modul în care și-au autocenzurat suferința și au considerat-o că este o experiență proprie din care n-au vrut să creeze atmosferă și cu atât mai puțin atitudini care puteau să degenereze. Și nu vreau să mai lungesc această experiență dureroasă atâtor oameni și rude sau prieteni ai familiei noastre, dar vreau să spun în încheiere că am urmărit de-a lungul anilor numeroase emisiuni de televiziune ale doamnei Rotaru și mă bucur că am prilejul, având de data asta în viu grai posibilitatea, și mulțumesc din toată inima. Răspunsul. L-am întrebat și răspunsul lui a fost mâna lui Dumnezeu, cum ați spus. Pentru că el, în momentul în care a ieșit în 64 din închisoare, ei au croit planul ăsta să plece imediat. A fost limpede că nu mai puteam să facă nimic aici. Și au insistat. De atunci, 5 ani la rând,
Sigur că erau chemați la diverse forme de vorbitori și spuneau, noi nu avem ce face aici, vouă nu vă convine, noi cam asta era. Suntem așa, stăm în coasta voastră și nu mai lucrau, el era, mi se pare, nici pensie n-a avut atunci. Nu mai aveau nici. Era tânăr. 49 de ani avea. Ea avea 50. Când au plecat. Deci era 49 de ani. 49. Nu avea ce pensie să aibă. Nu, da, nu avea. Și nici altă formă de plată. Nu era angajat nicăieri. Ea tot așa, mai dădea lecții de pian, mai așa. Și i-a ajutat Dumnezeu. 5 ani a durat. În urmă ne-a dat. Dar mai cunosc niște cazuri, nu așa nume sonore, care cam tot așa, după ce... știu cine era. Poate a fost și după vizita lui De Gaulle, care a avut efect. Atunci, da, la ei poate. Poate asta. Dar domnul Dumitru Ionescu, care era șeful foștilor deținuți politici din Elveția, tot așa a plecat aproape de 60 de ani. El chiar se pensionase și a primit plecare, a primit aprobare. Deci au mai fost niște situații, dar la ei 5 ani a durat până când au primit. Dacă îmi permiteți totuși să dau la situația asta și la întrebarea domnului Rașcu, am constatat că perioada de dezgheț, deci din momentul în care Ceaușescu a avut acea intervenție, s-a opus invadării cehoslovacii, a fost o perioadă de dezgheț. În perioada aceea a fost și părintele Stăniloae, chiar m-a întrebat cine, domnule, Stăniloae tot în tușcărie a fost eliberat în 63 și după aceea a ținut conferințe în Germania, în Anglia, în Canada, Franța, deci are majoritatea. A fost o perioadă de dezgheț atunci. Deci 68-69, până la tezele din iunie, când? 71, parcă, nu? Așa. După vizita în China. După vizita în China. Dar a fost o perioadă de dezgheț și în care am constatat mulți dintre cei care fusese chiar în închisori, dar care erau personalități, și eu dau exemplu punctual, părintele Stăniloae, au putut să călătorească în străinătate. Deci asta a fost o perioadă scurtă, dar o perioadă de grație. Acum, ca să nu uit, apropo de Vintilă Horia, domn profesor, nu știu, ați fost la Vintilă Horia când am avut? Din păcate. Vă invităm și vă invităm și pe dumneavoastră ceilalți, chiar dacă ați fost aici în mai, pe la sfârșitul mai, am făcut seara Vintilă Horia, vă invităm pe 29 octombrie, deci asta într-o marți, la Facultatea de Teologie, în Amfiteatrul Stăniloae, unde am zis eu totuși, pentru că mulți n-au citit Călătorie către centrele Pământului, când așa, am zis chiar să numim Dumnezeu s-a născut în exil. Da, da. Așa, adică de la urmă. Adică să punem chiar Dumnezeu s-a născut și întâlnirea cu Vintilă Horia, sau ceva de genul ăsta. Să numim. Da. Da. Filmul se cheamă Întoarcerea lui Vintilă Horia. Adică Întoarcerea lui Vintilă Horia, așa Dumnezeu s-a născut de zi. Și apropo de ce spunea domnul Silviu. Da, noi părem puțin. Știți, eu am avut o revelație care m-a, nu știu, m-a întors așa și aveam impresia că suntem puțin. De ce? Pentru că acum pe mijloacele, pe Facebook și pe toate astea, dacă pomenește cineva de Dumnezeu sau îndrăznește așa, a zis cu Sfânta Cuvioasă a Paraschiva, acum am negat că n-a existat, n-a fost Sfântă sau pur și simplu. Deci dau impresia că ei sunt, domnule, sunt miliarde, nu sunt. Dar stăteam și mă gândeam unde este România noastră profundă. Pentru că aici în țară vedeți că se cam pustiesc lucrurile. Dar, v-am mai povestit, mergând în Italia, și am slujit în Italia la Genova, unde v-am povestit că la strană erau vreo 17 femei îmbrăcate în costum național din toate zonele țării. Maramureș, Bistrița, Năsăud, chiar și din Vrancea mea, chiar și din Bucovina și așa mai departe. Îmbrăcate în costum național. Pe de altă parte, la biserica părintelui Sorin Filip, în Genova, el este acum și protopop de Liguria. Pe 24 iunie, acum vreo 2 sau 3 ani, ce să vă spun, o biserică era hramă, n-a avut loc în biserică. Tineri îmbrăcați în costum național, cu soție, deci familie și cu copii,
s-au spovedit și s-au împărtășit, cum să vă spun, din biserică, nu știu, 80% cred că s-au împărtășit. Aceeași experiență am avut-o la Monța. Tot în aceeași perioadă am fost invitat de Părintele Neacu Popiliu, care mi-a fost elev la Buzău, și care are hramul Duminica Tuturor Sfinților. Acolo, un pohoi și mai mare de lume. Deci acolo, la Genova, era oricum spațiu, nu era chiar generos așa. Aici avea și curte. A fost ceva... Am avut revelația și uite, domnule, că nu suntem puțini. După aceea am slujit la Leniacu, tot la un fost elev de-al meu, Ilie Daniel, este la Leniacu, undeva lângă Verona. De Sfântul Haralambi m-a invitat. Ce să vă spun? O clădire a primăriei imensă, care era neutilizată, a fost dată ei. A făcut o biserică, a făcut, deci, gata, pe teazmă, cum s-a, așa, icoane. Și l-am mărturisit, copleșit tot. Știți câți au fost? Deci era o clădire, adică incinta. Incinta era mai mult decât un anfiteatru. Și am zis, vă dați seama că o clădire care a zăcea până acum, fără să fie folosită, dumneavoastră s-a transformat într-o biserică. Și că veniți la Sfânta Liturghie și uite la Sfântul Mucenic Haralambie, hramul bisericii, și că ați umplut-o și că vă rugați, este o minune. Și atunci mi-am adus aminte un lucru pe care l-am mărturisit și când a fost cu pelerinajul pe Calea Victoriei la, de Sfânta Cruce. Mi-am adus aminte, eu am îndrăznit atunci să avansez, dar nu aveam îndrăzneala pentru că toată lumea zice, doamne, de române suntem niște triumfaliști, iar... Nu. V-am mărturisit și am spus o biserică de nenumărate ori și nu obosesc să o spun. Placid de Zei a spus despre noi românii, înainte, culmea, că în vara asta, la Dechirul, m-am întâlnit cu o tânără care a fost de față când Placid de Zei a spus aceste cuvinte. Că am zis, bine, probabil că, adică eu am primit pe, așa, mesaje, dar... Și a zis așa, Dumnezeu are un plan pe care voi nu știți. De ce? Pentru că studiind situația, analizând situația din România, ne dăm seama, doamne, parcă în România nu prea mai suntem așa. Dar uite că acolo, acolo ne regăsim. Acolo ne regăsim și Placid de Zei a spus, Dumnezeu va transforma peregrinarea voastră pentru ce? Pentru ca să rezolvați o problemă materială. O va transforma într-o mare misiune, într-un pelerinaj care va reîncreștina Europa. Asta a spus Placid de Zei. Un catolic francez convertit la ortodoxie și a viețuit la Sfântul Munte, a scris o carte extraordinară, mi-a făcut prima carte care am citit, în Nostalgia Ortodoxiei, și a zis această, a făcut această profeție și a zis așa, rușii sunt, rușii sunt imperialiști, sunt prea imperialiști ca să poată să, așa, și într-adevăr, mergând, nu știu ce experiență a avut părintele, am mers pe, înaintea părintelui, în pelerinaj, la Sfântul Mormânt. Ei, când vin grupurile de ruși, trebuie să le dea la o parte, chiar dacă ești la Sfântul Mormânt. Deci ei intră în față, peste tine, pur și simplu, te dau la o parte, mai și strigă românscii și nu știu ce. Așa, imperialiști. Da, da, imperialiști. Am culmea, că am fost la un monument, am fost în Abu Dhabi, după aceea, și am văzut două așa, care ne-au dat la o parte și ne-am spus, eram cu soția. Și am zis, cred că sunt rusoaice. Și într-adevăr, era Natasha. Era un rusoaice care te dau la o parte. Deci la Sfântul Mormânt, prima și a doua oară când am fost, vă spun, trebuie să te dai la o parte, că vin ei. Grecii, așa cum am văzut, am avut o experiență neplăcută la Cana Galilei, unde este un așa, dar nu numai acolo, Dumnezeu să mă ierte. Aroganți, mândri și nu știu ce. Și cu tare și te dau la o parte. Și poate că, așa cum spunea Simeon Craiocos, un alt părinte duhovnic, mare, mare duhovnic, în Grecia, Simeon Craiocos s-au tradus, cred că, la editura Bizantină, vreo 12 cărți, care a iubit foarte mult pe român. Și așa, voi rămâne, aveți și probleme. Sunteți
superficial sau ușurelnic, ceva de genul ăsta. Dar aveți răbdare, aveți smerenie și aveți evlavie. Și zice, prin asta îi depășiți pe mulți. Deci, cred eu că, probabil, la un moment dat, Dumnezeu s-a născut în exil, o carte pe care a scris-o Vintilă Horia și care revelează într-un fel că uneori îl descoperi pe Dumnezeu în exil, așa cum evreii, care credeau mereu în idolatrie, în Babilon, au scris, mă rog, în Babilon, când spun, la urul Babilonului am șezut și am plâns când am adus aminte de Sion, probabil că există această regăsire a românilor, nu aici, unde spațiul este cam pustit. Pe de altă parte, și cu asta vreau să închid, apropo de anticomunism. Știți ce mă deranjează cel mai mult? Avem intelectuali acum, foarte, mă rog, invitați de altfel, la Sofia nu mai încape ei. Deci dacă este vorba, a fost o lansare de carte secolul 20, preotul secolului 21, niciun preot, dar ei erau acolo. Sunt câțiva, ei sunt specialiști în istoria religiilor, alții au făcut și teologia, dar au făcut o teologie din asta elevată, așa, în teologia babilor ortodoxe. A fost invitat și la Buzău. Doamne, știți ce mă intrigă? Băiții ăștia ne spun pur și simplu, fraților, acum gata. S-a terminat cu comunismul, intrați în paradis, în Eldorado. Valorile europene și toate celelalte. Și mă întreb, care valori europene? Pe ce s-a clădit Europa? Și despre ce valori europene vorbim astăzi? Și dacă îndrăznești să spui, domne, știi, comunismul a fost atunci, acum, așa cum spunea Silviu, este neomarxism, sub formă de neoliberalism și toate celelalte, avem intelectuali în biserică, așa, care spun, domne, gata. Nu s-a terminat. Băieții au pregătit o altă ideologie și așa cum spunea Steinhardt în Jurnalul Fericirii, ne paște un nou lagăr. Deja trăim. Există o cenzură a cuvintelor, există o poliție a cuvintelor, nu vreau să iau apărarea Părintelui Răducă, spre exemplu. Dar nu cred că Părintele Răducă a spus niște enormități în așa fel încât să fie linșat de mass media și de toți. Deci există o cenzură și așa spune Steinhardt, zice, pentru a ieși dintr-un regim concentrațional, știți, și nu este neapărat nevoie să fie un lagăr, o închisoare, zice, noțiunea s-ar putea extinde chiar la nivelul unei țări, chiar la nivelul unei continente sau la nivelul întregii lumi. Și cred eu că problema aceasta a globalizării și a omului spălat pe creier care devine cetățean al planetei este o problemă care ne privește de fiecare dintre. Dacă noi românii am reușit cu ajutorul Dumnezeu, nu așa, domnul Silviu spunea de 1%. Știți, domnul Silviu, ce m-a încurajat totuși? Eu n-am trăit drama referendumului pentru familie. De ce? Pentru că dacă s-a reușit cam vreo 3.800.000 sau cam așa ceva, au fost la referendum, domnule, în ciuda tuturor opreliștilor, a fost o teroare în perioada referendumului pentru asta și am fost și eu, am informații de la oameni care chiar știu unde să se informeze. Și mi-a zis, domnule, știți câte forțe au fost concentrate? Faptul că au ieșit 3.800.000 la referendum pentru familie, zice, este o minune. Și de fapt trebuie să recunoaștem, nici în străinătate nu suntem un procent copleșitor. Suntem cam 30%. Mergem la biserică, ne regăsim, ne îmbrăcăm în costum național, ne mărturisim, ne împărtășim. Și apropo de asta, domnul Sir, vedeți, nu te teme, turmă mică. Mulțumim de încurajare. Da. Mulțumim. Vă rog, dacă dintre dumneavoastră vreau să iertați-mă. De 29, de la octombrie. Așa am stabilit, dar până la ora 18, 18:30. Dar vă rog, domnul Laurențiu. Părinte, mulțumesc. O singură concluzie a filmului inițial, nu știu, transmit peste ani de la Sergiu Grosu, spusa lui Noica, încă
civilizația europeană creștină se bazează pe Sinodul de la Nicee. Sinodul de la Nicee. Da, deci Constantin, noi am făcut această afirmație. Că civilizația europeană... A afirmat multe lucruri în viața lui, dar asta era o afirmație atât de tranșantă și atât de limită, încât trebuie luată ca atare și fără, nu mai necesită glose. Da, părinte, punctați totuși în trei cuvinte, care e esența de la Nicea, ca să facem legătura? Da, acum eu nu știu... legătura cu... Acum, haideți să... A amintit domnul doctor de Sergio al George. El a fost foarte bun prieten cu Nicolae Steinhardt. Nicolae Steinhardt îl pomenește de Sergio al George peste tot, în jurnalul Fericirii și nu numai. Singura mea problemă, pe care a avut-o și Steinhardt, este dacă el s-a eliberat total de orientalism, pentru că este o problemă aici. Era un mare creștin, un mare credincios. Da. Eu, în momentul în care l-am întrebat ce trebuie să fac să practic, eu aveam 23 de ani, v-am să practic. Eu. Ceva, până și mai aici, vrei să practic, nu te lăbise. L-am ascultat. Da, foarte bun. Da. Și a doua problemă... Era un savant. În ceea ce privește Constantin Noica... Credincios. Întotdeauna Constantin Noica a mers, cred că, pe linia filozofică. I-au fost în școala Luna Ionescu. Toți. Mircea Eliade... Și Na Ionescu, fără îndoială, este cel mai mare profesor. El a crescut o generație. Adică Mircea Vulcănescu, cel care a mers cu vocația de creștin până la martir. Uite, acum 28 octombrie avem cu Mircea Vulcănescu. A trecut la cele veșnice, la Iud. Mircea Eliade, care a mers cu istoria religiilor, devenind... A fost asistentul lui universitar de acolo pe... Da. Mircea Eliade și apoi Constantin Noica, care, mă rog, acum într-o analiză a lui Rafael, spune că, mă rog, a mers cumva, nu în paralel neapărat, dar a mers cu biserica, însă în stilul propriu. În stilul propriu, adică nu... pentru că și cuvânt împreună despre rostirea românească, toată filozofia lor întru, plus tot ce a scris Constantin Noica, logica lui Hermes și devenirea într-o ființă, nu? Da, devenirea într-o ființă. Toate astea trădează totuși o esență creștină și educație în aceea. Pentru că Na Ionescu, în momentul în 1920, când a intrat în universitate, Na Ionescu s-a lovit de faptul că studentul era frică să pronunțe numele lui Dumnezeu. El a venit în locul lui Titu Maiorescu. Și Vasile Părvan a venit în locul lui Nicolae Iorga. Ei, oamenii ăștia, Na Ionescu cel puțin, doamne, ca să-i sature pe ăștia să nu mai fie frică să pronunțe numele Dumnezeu, a făcut filozofia Dumnezeirii, a făcut metafizica, deci vreo până în 32, așa, a vorbit despre Dumnezeu, încât a vorbi, a fi ortodox, atunci devenise un fel de modă. Dacă la 1927, Mircea Eliade, care a devenit cel mai mare, unul din cei mai mari istorici ai religiei, a scris Itinerariu Spiritual. La vârsta de 20 de ani, itinerariu care spune că singura spiritualitate, spiritualitatea autentică, este spiritualitatea ortodoxă a bisericii. Asta o spune Mircea Eliade, în Itinerariu Spiritual. Deci, ce să vă spun, este o școală de care noi beneficiem și cred eu că Rafael Noica este cel mai în măsură să ne vorbească despre creștinismul lui Constantin Noica. Un singur lucru, totuși, am avut așa o rezervă față de afirmațiile lui Noica, anume, în jurnalul de la Păltiniș, pe care l-am citit, eram student atunci, în 87, cred, are o judecată cam numai din perspectiva culturii la adresa lui Mircea Vulcănescu. Și eu chiar în articolul meu am un studiu despre Mircea Vulcănescu și chiar aduc în discuție, pentru că Noica nu este de acord cu Mircea Vulcănescu, care și-ar să fi sacrificat viața pentru un tânăr insignifiant. Și spune acolo că n-ar avea dreptul să moară, n-ar avea dreptul ce a dat tânăr. Dacă ar fi ieșit din pușcărie, cine știe ce operă ar fi dat Mircea Vulcănescu. Și există un comentariu. Dar dincolo de toate, mi-amintesc
Când am citit prima dată scrisoare către Rafael, al lui Constantin Loita, în revista Prodromos al unor de la Paris, condusă de Ioan Cușa și Virgilie Runga, eram student în 80 și... Vă spun și cine mi-a dat-o, Sidru știe, Dan Zanfirescu. Dan Zanfirescu care i-a editat și lui Sergiu Grosu oarece carte. La Roza Vânturilor. La Roza, da, nu știu, știu că ea e... Da, da, și care are și niște... Asta? Ei, Dan Zanfirescu mi-a dat Prodromosul și acolo am citit scrisoare către Rafael. Al lui Constantin Noica. Rafael se călugărise prin 1964. Scrisoarea apărea în Prodromos în 1967 și în care spune, nu prea te înțeleg. Tu erai bun la matematici, erai bun la fizică, la științe exacte, pentru că el era Răzvan când a plecat, dar el a vârsta de 13 ani. A plecat cu mama lui care e în Bezvaia. Și după aceea, adică să te călugărești, și face o profeție acolo, spune, ție, dragul meu, știi? Lumea în care intrăm noi, din păcate, nu mai este o lume a aproapelui. Zice, este o lume a departelui. Și într-adevăr, noi trăim astăzi o lume a departelui. Dovadă că suntem atât de înghesuiți unii în alții și suntem atât de străini unii de alții. În ceea ce privește ce spunea domnul Sirdu, este interesant. Poate că ar trebui să fim mai coagulați, mai articulați în ceea ce privește manifestarea noastră. Dar acum cred că Dumnezeu are o lucrare lui pe care noi nu știm. Dar, repet, faptul că ne regăsim în exil, avem nevoie de această acasă, cred că este... Și faptul că, uite, Nicolae Steinhardt, știți, am citit cele mai frumoase cuvinte la adresa românilor și de la străin, frate. Adică, eu n-am citit în... Are Nicolae Steinhardt, Dumnezeu în care spui că nu crezi. Are o carte de corespondență cu Virgilie Runga. Îi spune, cum adică tu nu crezi, dar de fapt zice, tu nu crezi în Hristos, dar Hristos crede în tine și e frumos. Dar cele mai frumoase cuvinte la adresa spiritualității românești le are Nicolae Steinhardt. Foarte român. Care era foarte român și zice, simt așa netotul de mine, sau cum spune el, că m-am îndrăgostit de ceea ce înseamnă cugetul românesc și spiritualitatea românească. Vă spun, sunt niște pagini sublime. Și după aceea, când îl auzi și pe Plasid de Zei vorbind așa, pe Simeon Craivulo și alții și alții, apar că totuși Dumnezeu ne-a dat și nouă ceva. Spericurile, poate nu știe lumea, 110 legi au fost votate ca cip de Senat, au apărut o spirite profit.ro, dintre care și vaccinatul de la Camera Deputaților, săptămâna trecută, dintre care și căsătoria între persoane de același sex. Da, păi intelectuali... Deci poate pericolele mari de vor strânge și de nu trebuie să ne-a dat. Am o vorbă, puțin la mână, puțin la os. Da, da. Trebuie să-i poate. Da. Iertați-mă. Vă rog, dacă mai sunt intervenții și asta cu drag, vă ascultăm. Mulțumim oricum celor care au luat cuvântul. Și la fel am simțit. Așa, un fel de bele poc. Uite că mai putem vorbi și altfel. Mai putem intrăm în comuniune prin Sergiu Grosu. Nici eu nu știa multe, domnul profesor. Adică, în seara asta chiar am avut așa, v-am spus, mai multe despre Nicol, despre Nicoleta. Așa? Mai ales că e simțit. Am observație, ați făcut grafismul Valerii cu Y, cred că este Valerii I-E. Fiindcă în Vasulește, Valeria este Valerii cu I-E. Cartea pe care el mi-a dat-o pe coperta cărții era așa. Deci înseamnă că era o... un capriciu. Da. Fiindcă să te gândești la Paul Valerii, adică la revenești la altceva, nu la... la numele Valeria în Vasulește. Da, nu, după cartea pe care l-am filmat-o la el. Mulțumim mult. Haideți să facem rugăciunea de fel, da? Și după aceea avem aici covrigi, prăjituri, ce mai... Așa.